Bună ziua, doamnelor și domnilor, la mulți ani, începem esențial. Din păcate, iată, avem o veste tragică la început de an, accident rutier grav în județul Olt. 5 persoane au fost grav rănite după ce o mașină de poliție a lovit o ambulanță care transporta un pacient la spital. Aveți grijă unul la picior, acolo la piele. Accidentul s-a produs pe DN64 în localitatea Șopârlița după ce șoferul ambulanței a frânat brusc din cauza pacientului cu afecțiuni psihice, care era extrem de agitat. Mașina de poliție care era în spate nu a mai putut evita impactul. Toate cele 5 persoane care se aflau în cele două autovehicule au suferit răni grave. Echipaje ale ISU Olt au intervenit la fața locului, iar răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Suntem în direct cu Loredana Chimoiu, corespondentul nostru. Bună ziua, Loredana! Bună ziua! Care sunt informațiile tale despre starea răniților? Da, într-adevăr, impactul între cele două mașini, între mașina poliției și ambulanță, a fost extrem de puternic. Aș vrea mai întâi să vă spun exact cum s-a întâmplat totul. Pacientul a fost luat din comuna Pârșcoveni, din județul Olt. În momentul în care se deplasau spre spitalul de urgență din Slatina, acesta a devenit violent în ambulanță. Se pare că a atacat-o pe asistentă. Femeia a strigat după ajutor și în acel moment șoferul a frânat brusc. Bineînțeles că atât ambulanța cât și mașina poliției mergeau cu viteză destul de mare, așa că impactul a fost extraordinar de puternic în momentul în care polițistul nu a mai putut frâna și a intrat în plin în salvare. Cei trei oameni care se aflau în ambulanță, șoferul, asistenta și pacientul, sunt în stare mai bună, însă cei doi polițiști sunt în stare gravă, mai ales cel care se afla în dreapta, acesta a suferit grave leziuni la ambele picioare și, din păcate, a suferit și un șoc hemoragic și, în acest moment, este pregătit pentru a fi introdus în sala de operație. Să sperăm că starea răniților se va îmbunătăți în orele următoare, pentru că ele sunt critice. Loredana, îți mulțumesc pentru această relatare. Doamnelor și domnilor, imagini de la acest tragic accident dintr-o ambulanță și o mașină de poliție, 5 răniți grav. Vom reveni cu informații.